u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coins la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni fani și am stil la un nou episod de FC24 pe Opening, prima încercare la Future Stars, care de fapt e Foot Fantasy, dar am rămas cu creierul pe dreapta. La orice serie, nu uitați să plăiți și pe butonul like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați tot deja, să n-ați follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere către XPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri fie pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins, pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari, let's go, time, bicep și mari extrem de barosani pe Nutriland.ro folosind codul de reducere CATA 10. Dă-i să meargă verișor o scurtă analiză a acestei echipe Foot Fantasy, care arată absolut legendar de bestial și ar vrea să împice măcar un center back sau un left back. Ideal ar fi Nenea Company, dar zic dacă are și descrie perfect. Deci, dacă, unde-i? Manchester City ar fi, da. Dacă Manchester City câștigă două meciuri din următoarele 4, îi dă plus 1. Dacă Manchester City înscrie 11 goluri din următoarele 4 meciuri, mai dă încă plus 1. Asta e foarte puțin probabil, adică 11 goluri sunt cam mult în 4 meciuri. Dar cardul ăsta ar putea să fie ultra mega legendar. Și așa mi se pare că e extraordinar de șmecher. Nenea Company care și ratonul și hook-ul ăla, cum îi zice că am uitat. Intercept plus. Teoretic ar trebui să fie extraordinar de șmecher. Arată absolut bestie, 6-3, medium high. Pana mea, să-mi pice și un fundaș central, domnilor, că nebunesc. După aia Nenea Marchisiu, care habar n-am cu ce echipă e, dar probabil cu Juventus, aș zice. Nu știu pe unde a jucat. High cu high, 4-4, bestie totală, are și left midfielder. Super fain arată cardul. Gullit Gang, Iroblada cu Juventus, ăsta la fel cu meciul și cu vrăjeli. Nenea Tevez, Carlos Tevez, bănesc cu Manchester United, nu cred că e tot cu City și el. 5-4, high cu high, cred că e o bandă extraordinară de jumecheră, sau striker evident. Și este cu Manchester City, ok, mă așteptam să încerc să dea cu United, în ideea în care deja l-avem pe Company cu City. Și Marquinhos, ar fi rău frate, intră leger în echipă, face combat pe Marinaru cu toți băieții, ar fi cas. La ăsta poate să primească chiar plus 4 OVR, foarte puțin probabil, dar vreo 2 de acolo s-a aproape asigurat, dacă să ne gândim. 2 victorii în 4 meciuri, cel mai probabil o să facă când vede că joacă cu nimeni PSG-ul, și un clean sheet, adică să nu ia gol într-un meci din cele 4. Deci teoretic un plus 2 ar trebui să fie pentru Nenea Marquinhos și să joace în următoarele 3 meciuri din 4. Nu știu dacă e accidentat sau ceva, dar poșca și curaua lată. Și ne ofer la Mendilescu, care a intrat perfect în locul lui Vericu, Joao Cancelo. Și asta clar, direct cardul lui Base, high cu high, 4 cu 5, are aproape viteză maxată, are culmea attacking position, ești un 98. Asta chiar nu mă așteptam. Ăsta direct fără upgrade-uri până la finalul jocului l-a jucat absolut lejerianu, cu upgrade-uri deja e nebunie rău de tort. Nu știu cât de important e ăla cu sliding tackle, dar hai să ne băgăm la deschis niște pachetozinii și să sperăm că pică ceva. Poate o să fie drop rate-ul bun, poate o să fie rău. Vom vedea în câteva momente. Lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit din promoția asta direct, Future Stars. Ok, n-avem Future Stars pentru că e Foot Fantasy, dar eu o să zic în continuare Future Stars, nicio problemă. Vom venea Davidinho, pe care evident îl mai am și în varianta aia, nu mai știu, Europa League. Încă îl joc super sap ca idee. Venea Davidinho și hai să vedem ce avem pe aici și lea. Chestii tradable în mare parte aș vrea să pleznesc. Rare Mix Player Stack. Hai mă nene mă. Spain, center back. Măcar rating-uri ceva, Real Madrid, ia vezi, Nacho. El e. Nacho Fernandez. Nu știu dacă mai are Real Madrid un fundaș central. Spaniol. E când o pleca Nenea Ramos. Cu ăsta costă ceva? Absolut nimic, dai că-l pune la plezinea la 300, poate se vinde. Iverico Mertens, salutare, pa! Sper să dea, am și un pachet cu 4x20 parcă. Acolo am niște așteptări cât e cât. Mega pack 82 garantat. Nemția, CAM. O să fie Brand cel mai probabil. Tiki-taka lemne, Brand. 83 rating, nu-i mare sculă bub. 84, hai că mai bine.
Cessini acolo l-am văzut. Dacă le voluam de la început, avea un card extraordinar până în punctul ăsta. Doamna Andonova, Teruspa. Hitul speției, nu cred că are sens. Și Liverpool ăsta trebuie să... Mamă, e gratis și bun. Manchester City, Tif. Hitul al 15-lea al Liverpoolului, dacă e gratis. Și bineînțeles să nu uităm. Ia să zic dacă nu băgat ăștia ceva. Nu băgat 30 coin pack. Cărțari. Rovin Jamrăjeli, pack for you. R9 din preview pack. Nu cred că o să se întâmple vreodată, sincer să fiu. Nici nu R9, că R9 nu e clar. O să se întâmple vreodată, punct. Indiferent de pachete și de unde. Dar un icon vreodată din preview pack, nu știu ce să zic. Electrum Players pack. Și Spain is Spain, right back, cașcaval. Nu e cașcaval. Regulatorul? Nu, Pedro Poro. Credeam că e Reguilon sau ceva în genul. Nu știu dacă ăsta e right back Reguilon. Nu știu dacă mai joacă, dar aia. Nenea Vasile. Dacă nu era de fapt Nenea, așa am zis Nenea. Nu e bine. Prime Electrum Player Pack 80 plus garantat și este Parlez-vous Français. CDM, un striker era bun. Să fie Mbappé Marinaru Gold. Să facem bani cinstiți corecți. Dar este doamna Bill Bowitz. Bill Bay. Nmecea, toți băieții, Redondo, Vrăjeli, Copa, CRF-ul, măi aveți. Boie. Salutare, salutare. Nu cred că are sens să stau să vin pe aia. Deși probabil că mergeau la 400-450. Hai mă, nene, mă. Mixed players pe aia cu un singur jucător rar. Deci vin șalăul, hai mă! Franța. CDM. Los. Bă, având în vedere că era un singur jucător rar în tot pachetul, eu zic că e ok, Neandre. Nu cred că are vreo șansă să intre. Poate dacă primește full upgrade-uri, că ar primi plus 4. Aș putea să-l bag în echipă, având în Mbappé Marinaru și toți băieții. A, evident că nu e un card mega ultra top, dar măcar e primul future stars. Și cum am zis, foarte important dintr-un pachet în care exista un singur jucător rar. Nu cred că mai mult de 15.000 sau cât e prețul la un fodder de ăsta. Ok, undeva la 17.000-20.000 pe acolo. Cinci, 11 medium high, 4 cu 4. Da. Poate are sens să las acolo, că oricum n-are cum să scadă în preț, mă gândesc. Mai câștigă și niște meciuri, se transformă într-un fodder mai mare. Dacă o să câștige cumva full, poate îl testez la un moment dat, dacă nu aia. Dar măcar am tras un future stars pe dreapta. Cine s-ar fi așteptat, eu nu. Să vedem, poate eu băga iar draw break cât e cât ok. Prime X Players Pack, 6 jucători rari. Și Spain is Spain, left back, Barcelona, nu? Valencia. Cine oare? Este domnul Gaia. Salutare, nene. Ok. O întrebare este. Din pachetul ăla Barossa am 84 Vrăjeli. O să dea oare mai bine sau ce? Nici nu știu mă de fapt dacă am pachetul aici sau pe contul Artigi. Eu povestesc din nou. Hai să vedem ce pachet am aici. Opa, stai că am zis ceva. 80x10. Hai să dăm un 80x10. Stai în Future Stars la băiat. Opa, Future Stars din nou, hai mă. Niemția. Striker. Live. Leipzig. Ok, Stark. Pentru jumătate de secundă mă gândeam, bă, stai că Werner e la SBC și nu mai joacă la Leipzig. Ok, frate, adică măcar avem drop rate, ești nebun. 2 Foot Fantasy, amândoi de 86, amândoi gratis. Măcar am prins Foot Fantasy, mă nene, mă. Sigur că da. Altă viață. 2 Foot Fantasy. Mai vii de acasă. Niște dubluri pe aici și lea. Hâț. Avem și pe domnișoara Sugita, ce îmi place. N-o să fac gluma, care era mic. N-are sens. Deci mai departe, domnilor. Mai am ceva 3 double. Să nu mai dau pixeluri de jaba. Ok, nu prea mai am 3 double chestia, să vedem. Trebuia să-mi dea un pachet gratis, am văzut. 85 ceva. Mi-a scris că n-am intrat în joc. Deci ăsta. 85 plus rare gold player pack. Data trecută pe ambele conturi am luat 85 din pachete. Hai să vedem.
De data asta cine să fie oare? Payne is Payne, center back, și este nenea care joacă la Rapid. Ce să vezi? 85 parcă, dacă bine ții minte, nu? Laporte. Tot de 85 și de data asta. Nu știu dacă nu cumva tot nenea Laporte o pică și data trecută. Laporte generator by EA Sports in a game. Dar e un card moc, așa că să rămână ușițele domnii de la EA Sports. Dar ceva trade-ul mai am pe aici. Ok, nu mai am. Hai să mai dăm un... Ia să vedem ce mai avem. Văd că am multicoach 2x2, ia să plezim unul din ăsta. Stai și mie nenea cu future star să fie 3. Americozaura, goalkeeper. Hai dă-ne paci. E clar că n-are ce să pice bun. Deci un 84 până la urmă. Not good, not bad. Mai strânge niște fodder pentru icon player pick. 85x3. Hai mă să-l vedem și pe ăsta. Ce se poate întâmpla? 3 future stars. Să nebunesc. America CM House. Joc la Olympic Lyon. Double walkout. Horan cu Mbappe Marinaru Gold. Ca să sară porci. Noi Mbappe îi pare. Ba da, pare. Paralization. 86. Păi ok. 2 de 86, 1 de 85 merge. Se putea. Inform și mai bine. Hai că nu-i rămâne Neo. Doi future stars pe dreapta. Dăm și un pachet 3 double la final. Nu vrea. Da, bun. Hai că avem 84x5-uri. Văd că ar fi 5. Dacă dăm în mijloc, pentru că în mijloc este cel mai bine mereu, ultra mega topor. Nu vrea mă, din pachet e bun, e să dea. Deci o dat din pachet e slăbane. Future stars. O sănătate, nenea, sănătate. Hurricane. Altă viață, 90 rating, mai vii de acasă, mă, nene, mă. Nu-i double lookout, dar 90 rating e altceva. Nici nu știu că stare cu din asta cu pasă, credeam că are cu power shot. Abilitate specială Pokémon. Sper că nu mai am. Bun, uhu. O dat linie de 84 după, dar 90 în față e șof. Altceva. Ia să mai am din astea cu 84x5, tot 5 cumva. Nu mai știu cât am făcut aici. Ok, tot 5. Mai dăm o dată mijloc, că ne place în mijloc. Haide! Ana. Mare. Dar Mares nu trebuie să ai asta în care card evoluția are Mares. Din vă fața asta când dorme aici, amuz o leacă. L-o prins cu somnul direct. Cum se lase poza asta, ești nebun? Direct la bătălie de joc. Ok, nu-i linie de 84 de data asta. Enia Brandissimo. Vedem ce mai avem pe acolo pe la final. Mai dăm un pachet 2. Dar asta a fost. 2 future stars pe dreapta, e bine. Ok, tot 84x5-uri am. Încă o dată în mijloc, pentru că a treia oară e cu noroc. Mereu. No, bine. Striker Osimhen cu... Hai double, te rog. Fii corect. Nu-i double. Dai bun și 88-ul. Până la urmă. Cred că l-am băgat pe Enia Osimhen la zbâc. Să vedem, este linie după aia sau salutare, pa. Ia vezi, ce ai prins cu metri. Ce atârnă. Asta este. Și în spate. Și un inform. Hai mă că nu a fost rău. Schlotterbeck. Oare scump Schlotterbeck? Nu m-am uitat la preț. Dar m-aș mira. Hai să vedem cât e mai am de 84x5. Nu dăm și noi de un pachet mai gras. În mijloc din nou. A patra oară, clar e cu noroc. Tot ăla asta. Au bine, hai că... Mamă, nu-mi zi. 85? E gula cine ăsta? Meee, mă, ce pachet putregai de data asta. Meee, mă, e 84, nu e 85, adică avem linie de 84. Uăleu, cu metrașul ăsta e un sens să ne oprim, dar mai dăm unul că ne place rău la gambling. Dăm la păcănică. Dă să meargă. Hai, măcar facem și un ban corect. E bine până aici. Am venit future stars-ul din pachet, e porcozaure, dar de aici, salutare, mamă, dar cât i-am făcut, mă, din astea, ești nebun. Dar sunt cam obraznice pachetele astea, așa că ai cats acasă, cât i-am din astea. 83x3, cât i-am 4. Primul, pentru cel mai șmecher. America, CIM, Chelsea. O fi walkout, nu o fi walkout.
domnșoara Catarina Macari, 84. Mamă, dar s-a blocat pe 84, îl overage, nebun. Mai dă-mă și mie ceva, mă, Father Calum. La Cazetti. Mai dăm un pachet. Dacă aș avea unul cu jucător mai mult, ăla aș vrea să-l dau. Dar văd că nu apare niciunul pe la final. Hai, mă, nene, mă. Opa, stai, mă, și 84x4, nu, ce s-a stea, mă? Ok, deci nu cred că am dat bine. Hai să dăm și un 84x4 de ăsta. Poate de aici. Ok. Ia de aici că n-ai servici. Striker. Domnișoara Pop. Double walkout, bun. 88 cu 89. Eu zic că e bine, putem să ne oprim aici. An fericire. Doi jucători de rating mare. Poate mai pică ceva în spate, dar m-aș mira. Zici și tu cu like-urile, Veric. Nu vrei? No, bine. Dați like, domnilor, dacă vreți, bineînțeles. Care sunt cei în spate. Uhu. E bine, domnilor. Facem și bani corecți, adevărați. Și pe ăsta l-aș bag la un SBC și cam asta a fost. Primii doi Future Stars din promoția asta. Din păcate, în continuare, nu reușim să plăzim și noi un center back al lumea. Uitați-vă și voi cu cine mă joc, cu nenea. Aș uita cum îl cheam. Nemțelău. Cloșterman. Mă joc cu Cloșcăman, ești nebun. Ce frumos ar intra direct. Topor stai, uitați. Bam. Toată lumea full cam. Cileanu pe spate. Ce frumos ar intra. Bam. Toată lumea full cam. Cileanu pe spate. Dar nu vrea să vină, ești nebun. Sau. Bam. Toată lumea Cileanu pe spate. Asta este bine și așa. Se putea și mai rău. Dai să meargă verișor. Să vedem ce o să vină la Weekend League. Cam asta a fost. Mersi fan divizionare. Ne auzim mâine cu un nou episod. Cred că o să fie pe contul RTG. Posibil acolo să am de fapt pachetul cu 84x20. Deși țin minte că era aici. Dar vom vedea. Mersi fain vizionare. Să aveți un super fain în continuare weekend demențial. Și bineînțeles nu uitați să folosiți codul de reducere cătă XPGG pe PC Garage. Indiferent ce vă cumpărați. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare.